Vă spun o noutate, nu? Mâine mă sora domnului Vasile Bizovi, dar mi-a fost și prima învățătoare. Așa că, într-un fel, sunt legată și prin doamna Leonora de familie Bizovi. Ba, Leonel. Da, știu, domnul. Eu nu vreau să adaug cu mama noastră. Mi spunea, învățați. Și ne-a dat pildă. Uite, Badița Vasile vostru. A făcut, era tata, trăia înainte la români, înainte de a veni sovietice. Și spune că Vasilicu a terminat școala la 2 ani, hai să-l dăm la Cernăuță. Nu, tată, eu nu vreau să învăț. Nu. Nu vrei? Nu. Hai bun, vrei gospodar? Da. I-a dat cereada cu vete, l-a pus calcalare, și ogoarele atunci păzeau. Fiecare avea ogorul lui. Și Doamne fie, dacă mergea o vacă să, acolo, el tot mergea și călare aici. Dă-te încolo, vitele cele. El îți ducea în altă parte, repede tot, roată, roată, roată. Un gospodar îi spune, măi Nicolae, ce mă căjești băietul cear atâta? El tot pe calcălare și uite, ce, cum el să mă căjește? Da, lasă, el nu vrea școală. A venit acasă și spune, tatu, eu mă duc la învățat. Da, Vasilică, da, hai și l-a dat. Și după a doilea, mă, frate, cu Florea, tot așa, tot l-a dat la învățat. Și așa, pe urmă a venit frații noștri și atâta, mai mult n-am ce adăugat. Mulțumesc! Frații cei mari!